Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să deschidem aceste chesturi. Avem gold, avem cu tremurul, skeleton barrel, aici cu gold în chestul, gold, fire spirit, și din nou skeleton barrel și firecracker-ul. Ok, zepis, deci avem și aici, free chest, ok, din nou gold și puțin extra card acolo. Ok, și avem și în shop un epic card, skeleton army, ok. Bun. Haideți acum să jucăm la challenge, să vedem dacă reușim să câștigăm noua carte. Avem nevoie de victorie ca să deblocăm. O să iau Royali, o să iau Flying Machine-ul. Cred că Hog-ul mai degrabă. Da, o să iau Hog-ul. Arrows. Și haideți să vedem. Ok, hai să punem scheletonii ăștia aici. Să pun Flying Machine-ul să dea pe dragon. Și o să pun Royal Delivery aici. Ok, trimitem și mini P.E.K.K.A. Să scoată acel healer. Da, l-a scos. A scos și cannon-ul. Dar nu va ajunge la turn. În schimb, hai să dăm repede arrows pe barrel. În schimb, a dat acel flying machine, a dat vreo două hituri. Haideți să plecăm cu skeleton dragon din spatele turnului. Mă așteptam să facem ceva elixir. Să punem și royal delivery pe giant și skeletonii. Și am scăpat doar cu două hituri. Ne-a pus graveyard-ul. Punem și flying machine să ne apărăm. Și o să ajung acolo draconi, cei doi draconi. Și au dat damage destul de mare. Au dat damage destul de mare în tur. A dat acel line la final, dar nu l-a ajutat prea mult. Haideți să plecăm acum cu Royal Recruits din centru. Mai jos. O să-i ajutăm și cu skeleton pe rând. O să-i pun în partea stângă, ca să dea un pic și pe acel... acel dragon. Și l-am scos și o să dai și pe turn. Unul din trei a dat două hituri și pe turn. Ok, nu ne facem probleme cu acești goblini. Haideți să punem mini pe cap. Și cred că o să trimit Hog-ul. Trimit Hog-ul. Un flying machine aici. Ok, hai să punem skeletonii să ne apărăm de graveyard. Și aproape că a scos turnul acel Hog, a dat două hituri. I-am scos și giantul, haideți să dăm arrows pe barrel. I-am scos și healerul. Și au rămas și doi dragoni. Care se luptă cu acel electro dragon. Pe care probabil va scoate cannon-ul din joc. Dacă nu, spunem Royal Recruitery și Royal Delivery. Fix pe healer. Ok, mai sunt 7 secunde. O să pun Hog-ul pe partea stângă, îți dau un arrows. Pentru că pe oricum e ca și câștigat meciul. Da, am câștigat acest meci. Lucru care ne aduce noua carte. Pe care o să o colectez chiar acum. Haideți să vedem. Noua carte. Skeleton Dragon. O avem. Ceea ce înseamnă că de acum înainte putem să o câștigăm și în chesturi. Haideți să ne uităm puțin la ea. Ok, deci are 207 damage pe level maxim, level 13, pentru că e boostată. Și 642 hit points.
E destul de bine. De fapt, am și văzut un meci. Că e o carte bunicică. Ok, haideți să ne întoarcem, să mai dăm încă un meci. Și dacă vom câștiga, vom avea 5.000 de gold. Haideți să luăm Zepul. O să luăm Baby Dragon. Pe camare. Și Valkyra. Okay. O să începem cu Valkyra din spatele turnului. El a pus Muschetira. O să punem Skeleton Dragonii. Cred că undeva pe aici. Și haideți să punem și Skeletonii mici. Ah, a pus Poison acolo. Ne-a scos și doi dragoni. Ok, Pekka mare. Și Dragon, Baby Dragon. Ok, am scos Muschetira. A rămas în picioare Pekka mare. A rămas în picioare și Baby Dragon a ajuns la turn. Și o s-a dat deja 2-3 hituri. Ok, acum avem nevoie de un Fireball sau de un Rocket. Dar e ok și așa. I-am dat damage destul de mare pe turn. Haideți să ne apărăm acum. Hai să punem Skeletonii în partea dreaptă. O să pun și Skeletonii cei mici. Să atrag acel Inferno Dragon. Și trimitem Hog-ul. Trimitem Hog-ul care ajunge la turn și dă 2-3 hituri de fapt. Am dat 3 hituri cu Hog. O să pun Baby Dragon-ul. Am scos și beții și gărgile. Și momentan așteptăm. Așteptăm să se încarce elixirul. Și să ne apărăm. Hai să punem Valkyra. Între Muschetiră și Barbarian. Ne va scoate acolo Knight-ul împreună cu turnul, ne va scoate Valkyra. Dar nu e problemă. Punem din nou Skeleton Dragons și Pekka mare. Punem și Skeletonii cei mici, să dăm un zap pe Inferno. Și trimitem Hog-ul. Avem nevoie de câteva hituri din partea Hog-ului ca să-i doborâm turnul. Două au fost suficiente. Ok, cred că am scos și Muschetira, da, am scos Muschetira. Și au rămas beții. Punem din nou Skeleton Dragons. Și Pekka mare. Am pus bine, mă așteptam să pun o Giant-ul acolo. Să dau și un zer pe el. Am scos și Barbarie și mai sunt 10 secunde. 10 secunde în care trebuie să rezistăm cu turnul în picioare. Ok. Poate ne va scoate Pekka, dar nu mai contează pentru că meciul s-a terminat. Și ne vom lua și al doilea reward. Care este 5.000 de gold. Haideți să-l colectăm. Și am ajuns la 129.000. Și următorul reward este un Magical Chest. Dar nu o să mai jucăm acum. Haideți să jucăm și un meci în arenă. Pentru că avem vreo 3 sloturi libere și avem nevoie de chesturi. O să jucăm la party. O să jucăm din nou în Ghost Parade. Pentru că data trecută nu ne-a mers prea bine și poate de data aceasta vom avea mai mult noroc. Ok. Haideți să începem cu un test în centru. Ne apărăm. O să pun și mini Pekka-ul. Nu, mai degrabă o să așteptăm. Haideți să punem mini Pekka-ul pe Valkyra și pe Ghost. Să punem și mini Pekka-ul tot aici. Și trebuie să ne apărăm acum. Am pus arcașele, am scos mini Pekka-ul lui. Îi scoatem și Royal Ghost-ul. Și priviți cât a dat mini Pekka-ul în partea stângă, în tur.
i-am dat aproape 2500 de damage. Ok, ne apărăm din nou. Punem Tesla pe centru. O să punem și mini plecau pentru acest ghost. Să punem și Valkyra aici. Mini plecau a fost scos în partea stângă. Haideți să ajutăm un pic cu un freeze acolo. Sau mai bine nu. Mai bine așteptăm și ne apărăm pe partea stângă aici. Cu freeze-ul. Să punem și Tesla. I-am scos muschetira, o să scoatem și, da, am scos și Baby Dragon-ul. Și, ok, am dat jos primul turn. Haideți să punem și arcașele undeva în partea din mijloc. O să trimitem și Hog-ul. Punem din nou Tesla în centru. Mini Pekka ar trebui pus acolo pe muschetiră, dar nu o să ajungă la ea, așa că îl punem aici. Și Valkyra, așteptăm să ajungă trupele lui mai în zona noastră. Da, n-am prins acel mini pecam, dar e ok. Cred că l-am scos, am luat un singur hit de la mini pecam. Simtem și Hog-ul. Și o să dau racheta pe turn. Prindem și Baby Dragon-ul acolo, poate mai punem și ceva trup între timp. Mai avem 30 de secunde în care trebuie să rezistăm. Hai să punem Tesla aici. Stăm bine pe... a fost bine pe acolo, pe găușii noștri. Haideți să punem și Valkyra aici. O să pun și arcașele în partea dreaptă. Punem mini pe, trebuie să ne apărăm. Sunt deja 4 Royal Boss la noi în... O să dau un freeze aici, la siguranță. Și mai avem 5 secunde. Deci, practic, meciul e câștigat. Am învins și în acest match și vom primi un golden chest. Am primit un golden chest. Haideți să și donăm repejor. Ok, și vedem că am ajuns la 130.000 de gold. Mai avem nevoie de 20.000 de gold și vom putea să maxăm o nouă carte. Bun, cam asta a fost cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!